pentru foarte mulți creștini ce am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 18 este o simplă poveste de pe vremea când erau împărați și robi și grămezi de galbeni da? și pentru foarte mulți creștini foarte multe parabole ale Domnului Iisus Hristos sunt simple povești. Istorioare. Deci mi vreau să vă spun, parabolele Domnului Iisus Hristos transmit principii de viață. Principii pe care, dragii mei, trebuie să le luăm, să le aplicăm în existența noastră ca și creștini. Dumneavoastră credeți lucrul acesta? spune unul dintre evangeliști, ca să le arate că trebuie să se roage în necurmat și să nu se lase, Domnul le-a dat o pildă. Pilda aceea n-a fost o poveste. Chiar dacă era vorba de un judecător și de o văduvă, un judecător nedrept și o văduvă care îl pot bătea mereu la cap, pilda aceea, dragii mei, însemna că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Pilda de astăzi nu este o poveste. Este un trebuie pentru noi toți care suntem în locul acesta. Amen. Și Dumnezeu din cer să ne ajute să o luăm în serios, pentru că am spus mai la început, dragii mei, că foarte mulți creștini cred că e o poveste, pentru că foarte mulți nu iau în serios ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Parabola aceasta pleacă de la ideea, dragii mei, că frații își greșesc unii altora. Mă înțelegeți? E adevărat sau nu e adevărat? Apostolul Petru sau ucenicul Petru de atunci când pune întrebarea e convins, dragii mei, că vine vremea în care fratele lui o să-i greșească și zice învățătorule, cum să mă coport? De câte ori să iert pe fratele meu? Că o să-mi greșească. în comunitatea asta de frați, vine vremea când ne vom greși unii altora. Sau a fost ieri când ne-am greșit. Spuneți că nu e așa. Domnul Iisus Hristos, apucând subiectul acesta, începe să dea principii, să spună învățături. Și vorbește despre împărăția celor care se aseamănă cu împăratul care și-a chemat pe un rob. Avea o datorie uriașă, imensă. Sunt tot felul de calcule pe, pe seama acestei datorii. Oricum era o datorie ce nu putea să o plătească toată viața. Și spune Sfânta Scriptură că la o simplă cerere pe care robul ăsta a făcut-o după ce s-a prăbușit la pământ, împăratul s-a lăsat îndeoșat și a zis te iert, Vă dați seama ce înseamnă iertarea asta, frății mei? Vă dați seama? Cineva spunea, nimeni nu înțelege ce înseamnă iertarea până nu înțelege ce înseamnă să fie pierdut. M-auziți? Nimeni nu știe valoarea iertării decât atunci când înțelege ce înseamnă să fie pierdut. Ei, robul ăsta a priceput ce înseamnă iertarea. Pentru că stăpânul a zis, luați-l pe el, pe nevastă, pe copii, la pușcărie cu ei, să moară în temniță. Până se plătește tot. Și când a apelat la, a apelat la generozitatea împăratului, împăratul a zis să-ți iert toată datoria. Poți să pleci liniștit. Să fii cu nevastă, să fii cu copii, să fii cu ce ai tu. Nu mai trebuie să plătești. El a știut ce înseamnă iertarea. Și spune Biblia că în timp ce ieșea de acolo și pleca, a întâlnit pe un tovarăș de al lui care îi datora 100 de lei. Nimic. 100 de lei. Știți care a fost reacția acestui om? Nu vreau să te iert. Tovarul ăsta care îi datora 100 de lei s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Și ascultați, el n-a vrut strict tare de la învon în această dimineață, dragii mei. De câte ori în viața noastră, pur și simplu, n-am vrut să iertăm. Vă aduceți aminte? Nu că n-am putut. Că Dumnezeu din cer ne de resurse. Dacă vrem, Dumnezeu ne ajută. Pur și simplu n-am vrut. Și în această dimineață cu ajutorul Domnului în câteva minute vreau să predic despre consecințele neiertării. Și Domnul Dumnezeu din cer să ne ajute să le pricepem, să înțelegem că e grav dragii mei. Atunci când pur și simplu nu vrem să iertăm, mai ales după ce Dumnezeu din cer ne iartă, noi și pur și simplu ne încăpățânăm și ziceam: "Nu vrem". Consecințele neiertării Prima consecință a neiertării este încărcarea cu vinovăție. Și poate ziceți, ce vinovăție? Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră atunci când n-ați iertat pe cineva o zi sau două sau o săptămână sau două sau poate ați și uitat cât n-ați iertat, câți v-ați simțit vinovați? Așa, v-a apăsat vinovăția. Să nu puteți dormi să nu puteți mânca, să nu aveți liniște în suflet, că n-ați iertat. Câți, frații mei? Consecința neiertării este că ne, ne încărcăm cu vinovăție. Chiar dacă nu totdeauna o simțim, că nu ne cugetul sensibil înaintea lui Dumnezeu. Suntem vinovați. Știți de ce? Pentru că e o rânduială divină să iertăm. N-am inventat-o noi oamenii spune împăratul ăsta către, către robul ăsta. oare nu se cădea? Să faci tu așa să ierți? Nu ți se pare, omule, că asta e rânduiala? Dacă tu ai fost iertat și Dumnezeu din cer, care te-a văzut cu datoria ta imensă că nu poți plăti, a zis te iert, oare nu e asta rânduiala ca și tu să ierți? Și am călcat rândul asta. Vreau să vă spun, Dumnezeu n-a lăsat relațiile umane la discreția pornirilor noastre, a firii pământești, a capriciilor noastre. Că dacă le-ar fi lăsat Dumnezeu la discreția noastră, în fiecare zi ne-am părui unii pe alții. că în noi există tendința de răzbunare. Asta e pornirea noastră, pornirea fir firii pământești, să ne răzbunăm, să suferă cum am suferit eu. Vechiul Testament în Cartea Genesa, capitolul 4, la Mech zice cam așa, Ada și Țila, de vestele mele, ascultați glasul meu, am omorât un om pentru rana mea, și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de șapte ori. Știți ce urmează? La meh de șaptezeci de ori câte șapte. Asta e răzbunare. Să fie cât de cruntă. Asta e pornirea noastră. Dumnezeu n-a lăsat relațiile umane la discreția pornirilor. Cineva spunea că dacă lumea asta ar trăi după principiul ochi pentru ochi. Toată lumea asta ar fi oarbă. Adică ne-am scoate ochii toți. Asta e ideea. N-a lăsat Dumnezeu așa. Relațiile umane sunt reglementate prin lege. Știți? Chiar prin legea asta a, a țării în care trăim. Bună oră, îți de cineva o palmă. Legea îți dă voie să dai o palmă înapoi să-ți faci dreptate. Adică să te răzbun. Nu-ți dă voie legea. Dacă vrei să-ți aperi dreptatea, să scoți dreptatea, du-te la tribunal. Legea îți spune cum să te comporți. Dar vreau să vă spun, dincolo de asta, e legea lui Dumnezeu. Relațiile umane sunt reglementate de legea lui Dumnezeu. Știți că în această carte Dumnezeu îți spune cum să te porți cu străinul, știți? Știți, frații mei, Levitic, capitolul 19. Să-l iubești pe străin, e, e culmea ce zice Dumnezeu. Să-l iubești ca pe tine însuți. Aduți aminte, zicea evreilor, că și voi ați fost străini. Și e cineva străin. Și trebuie să-l iubești pe străin cum te iubești pe tine, că așa zice Dumnezeu nu poate să-ți fie indiferent. N-ai voie! N-ai voie să fii indiferent față de străin, ci trebuie să-l iubești cum te iubești pe tine însuți. Știți că Dumnezeu a reglementat relația cu vrășmașul? Știți, frații mei? Nu poți să te porți oricum cu vrășmașul, chiar dacă fireați de ghes, să-l ignori sau să te răzbuni. În Exod, capitolul 23, cuvântul Domnului spune așa, dacă vezi măgarul vrăjmașului tău prăvărit sub povară, tu te pe acolo. Uita, ești pe drum, tu, vrăjmașul tău și măgarul lui cu povară pe el. Ce faci? N-ai voie, zice Dumnezeu din cer, să treci pe lângă vrăjmașul tău. Trebuie să te oprești să-l ajuți să, ajuti, să ia povara de pe măgar. Auziți, pe vrăjmașul tău să-l ajuți. Auziți, frații mei? Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău rătăcit undeva pe câmp, știi că e a vrăjmașului tău. N-ai voie să te faci că nu l-ai văzut. Auziți? Și zici, mă, ăsta e al lui. Ăla, e vrăjmașul meu. N-ai voie să-l ignori. Trebuie să te duci să-l iei și să-l duci în curtea, în bătătura vrăjmașului tău, unde tu nu vrei să calci. Că e vrăjmașul tău. Trebuie să te duci să bați la poarta vrăjmașului tău, să spui, ți-am găsit băul ăsta pe când și ți-l am adus acasă. relațiile umane nu sunt lăsate, dragii mei, la discreția noastră, a capriciilor noastră, a pornirii firii pământești. Îmi spune cum să mă port cu străinul, cum să mă port cu vrăjmașul, cum să mă port cu fratele meu. Să-l iert. Vin cu darul altar duminică dimineața, îți pregătit să conduc cântele sau slujba de la învon și îmi zice Dumnezeu din cer, când vii acolo la biserică să-ți aduci darul, nu știu ce dar ai de adus, și îți aduce aminte de fratele tău că e ceva între tine și el, lasă-l acolo. Du-te și te împacă cu fratele tău. Încă n-a văzut pe niciunul ieșind de aici să se ducă să se împace cu fratele, să lase aici cântările neconduse. Sau slujba nefăcută. Și s-a dus să se împace cu fratele lui de anu, e aici. N-am văzut așa ceva. Fraților, Dumnezeu mă învață prin Scriptură să fac asta. Îl credeți pe Dumnezeu pe cuvânt? Că relațiile umane nu sunt lăsate la discreția noastră. E o rânduială divină. Cum să mă porc cu străinul, cu vrăjmașul, cu fratele meu? Mă învață Dumnezeu. Ei, dragii mei, când nu vreau să iert, am încălcat această rânduială divină. Și m-am făcut vinovat înaintea Lui Dumnezeu. Și nu știu dacă noastră știți ce înseamnă să fii vinovat înaintea Lui Dumnezeu. E grozav lucru să cazi în mâna Lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, în această dimineață să ne facă atenți la lucrul acesta. A doua consecință, dragii mei, a neiertării este că periclitează mântuirea. când m-am gândit la asta, mi-a fost foarte greu să zic ce zic astăzi. Da, zic. Deci, mei, mântuirea noastră este legată de Domnul Iisus Hristos, e adevărat? Nu este dat sub soare un alt nume în care să fim mântuiți decât numai numele Domnului Iisus Hristos. Dumneavoastră, credeți altfel? Dar ce face Dumnezeu cu noi în Hristos? Ce face, frații mei, Dumnezeu cu noi în Hristos? Și ce face? Ne iartă. Că asta e mântuirea. Să fim absolviți de vinovăție, să nu mai trebuiască să plătim. Exact așa cum robul ăsta n-a mai trebuit să plătească. Eu nu mai trebuie să plătesc înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu mă iartă în Hristos și îl slăvesc pentru asta. Asta e mântuire. Nu mai sunt sub osândă. Când au venit iudei aceea cu femeia aceea prinsă în păcat, au prezentat acuzațiile. El au și pregătit să execute ce zice legea. Și au zis către Domnul Iisus Hristos, legea noastră așa zice, tu ce zici? Domnul Iisus Hristos, dragii mei, nu vreau să detaliez foarte tare povestea asta, Domnul Iisus Hristos a zis, așa zice legea, cel care nu are păcat să aplice legea. În pe nedoie și toți afară. A rămas domnul și femeia și a zis domnul către femeie, unde spără și Nu te-au osândit? E uluitor ce zice domnul mai departe. Nu uitați, e un păcat pe care și societatea îl condamnă. Sau ar trebui să îl condamne. Și zice domnul extraordinar, dragii mei, nici eu nu te condamn. te pace! dar să nu mai păcătești altul. Adică ai scăpat de o sândă, nu mai trebuie să plătești. Ăștia au venit aici să, să te facă să plătești cu viața, să arunce cu pietre, nu mai trebuie să plătești. Vina ta iertată, dar să nu mai păcătești altul. Sau când a intrat femeia aceea păcătoasă din cetate în casa lui Simon Fariseul, unde era domnul, s-a pus la picioarele domnului să, să plângă fariseu nu știa ce să creadă avea tot felul de gânduri în minte și a zis domnul în final Simone vezi femeia asta păcatele care sunt multe sunt iertate și tovarășii lui Simon farisei care au și acolo au zis în sinea lor dar cine e ăsta de iartă păcatele și atunci domnul s-a uitat la femeie și a zis femeie credința ta te-a mântuit du-te în pace adică du-te mântuită că ți-ți iertate păcatele. Frații mei, dumneavoastră, cei care sunteți în sala asta, nu mântuirea o căutați în numele Domnului Iisus Hristos, nu asta o căutați, frații mei. Să vi se ierte păcatele, să nu mai trebuiască să plătiți odată. Robul ăsta, 10.000 de galbe în datorie, și-a zis, stăpânul, nu mai trebuie să plătești. Adică ești mântuit cu alte cuvinte de datoria asta. Și -a ascultat ce se întâmplă. Iese afară. Și nu vrea să ierte. Mi-e greu să vă spun ce vă spun acum. Mă tem să vă spun. Dar vă spun. Neiertarea lui. L-a făcut pe stăpân să anuleze iertarea care a făcut-o mai înainte. Mă auziți? Ați avut un moment în viață când v-ați întâlnit cu Isus și ați apelat la mila Lui, că acestui i s-a făcut milă și aveați o datorie mare de plătit. Și aveam o datorie mare de plătit. Când m-am prăbușit în pocăință și am zis, ai milă de mine, Dumnezeu din ce a avut milă și a zis, îți iert datoria. Adică te-am mântuit, te-am pus pe calea mântuirii, să trăiești în continuare mântuirea, să trăiești în continuare iertarea. Și am ieșit afară, de la biserică, să înaintea lui Dumnezeu. Și n-am vrut să iert. Spune stăpânul aici, pune l la temniță. Care-și datoria aceea de plătit? Trebuie să o plătească. Anulat iertarea care a dat-o mai înainte. Mă tem să vă spun astăzi că s-ar putea ca Dumnezeu să anuleze iertarea care o dat odată. Dar dacă nu vreau să trăiesc în iertare, în iertarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, dacă uit că am fost curățit de vechile mele păcate și trăiesc, dragii mei, ca om fără Dumnezeu, care n-a fost iertat niciodată, de ce m-ar ierta Dumnezeu pe mine, frații mei? Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, spunea Domnul Iisus Hristos, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Dar noi nu credem asta, frații mei. Ascultați-mă, noi nu credem. Mergem la biserică de 40 de ani, de 30, de 20 de ani și nu credem că dacă am crede, dragii mei, am ieșit afară din biserică să le ducem să ne împăcăm unii cu alții. Dar lăsăm să treacă vremea. Dacă a trecut un an de zile sau doi ani de zile de când cine știe ce s-a întâmplat și am uitat și rana s-a mai vindecat, avem impresia că ai rezolvat totul. Nu-i rezolvat. Dacă nu iertăm, ăsta e principiul, nici Dumnezeu din cer nu ne iartă e pusă sub semnul întrebării mântuirea noastră, pentru că nu vrem să trăim în iertarea lui Dumnezeu. A treia consecință, dragii mei, este că neiertarea noastră afectează negativ comunitatea în care noi trăim. Frate și surori, când știți că în familia dumneavoastră sunt doi oameni, doi indivizi care nu se pot ierta. Suferiți pentru asta. Aveți doi frați din familia dumneavoastră care nu s-au văzut de ani de zile că s-au certat cinește pentru ce bucată de pământ sau pentru ce moștenire care nu pot împărți. Suferiți că cei doi frați nu se pot vedea unul pe altul? Suferiți sau nu suferiți? Deci mei, când Dumnezeu din cer ne-a mântuit și ne-a iertat și ne-a dat un statut nou, vreau să vă spun, din momentul acela există așteptări de la noi. Dumnezeu din cer are așteptări. Stăpânul ăsta, împăratul ăsta, când i-a dat drumul acelui rob iertat să plece, a început să aibă așteptări. Adică robul ăsta să înceapă să se poarte ca un iertat. Și nu s-a ca un iertat. După ce Dumnezeu m-a iertat și mi-a dat drumul, se uită la mine, sunt o priveliște. Și așteaptă să mă port ca un iertat, adică și eu să iert. Oamenii au așteptări de la mine. Frații au așteptări de la mine. Și într-o zi constată că nu vreau să iert. Ce se întâmplă cu oamenii? Spune Sfânta Scriptură, haideți să vă citesc din Versetul 31. Când au văzut tovară și lui. Asta era comunitatea în care se mișca el. Ce le-a întâmplat, adică faptul că el nu vrea să ierte, când au văzut lucrul acesta. Au făcut două lucruri extraordinare. S-au întristat. Și vreau să vă întreb astăzi, câți de aici suferiți, frați și surori din biserică? Cât suferiți că există în biserică? Frați și surori care s-ar putea să nu se ierte de multă vreme, cât suferiți, cât sunteți întristați? Ăștia s-au întristat. Știți de ce? Pentru că au constatat că între ei, în mijlocul lor, e un tovarăș de-al lor care are un dublu standard. Și foarte mulți avem, dragii mei, dublu standard. Adică vrem ca Dumnezeu să fie milos cu noi, alții să ne înțeleagă, să fie toleranți, să fie miloși cu noi și noi vrem dreptate. M-ați înțeles? Doamne, fi milos cu mine. Și fiecare zi rugăciunea noastră cam asta este. Doamne, fi milos, că iar am, am călcat poruncile. Iar nu merită să, să te îndur de mine. Dar fi milos, Dumnezeule. Și cerșim în fiecare zi mila lui Dumnezeu. nu e așa, frații mei? Și el lângă mine, un frate sau o soră. Și eu vreau dreptate să plătească. Nu contează cât îl doare, cât o doare, nu contează care are nopți de dormite, nu contează că plânge, nu contează că nu poate veni la biserică, nu contează că nu se împărtășește, să plătească! Și văd biserica lui Dumnezeu cum se întristează că există un tovarăș. Nu comunist, nu tovarăș comunist, tovarăș de-al nostru. Care nu vrea să ierte. Are dublu standard, vrea milă pentru el și dreptate pentru alții. Dar oamenii aceștia mai fac ceva. S-au dus, de-au spus, împăratului. Deci, știți ce înseamnă asta pus la nivelul bisericii? Atunci când poate vrei să intervii între doi oameni care nu prea se împacă, ca Moiseu din oară și nu ești acceptat. Îți rămâne să te întristezi, dar mai rămâne ceva vezi că vorba ta nu are niciun rost, că nu te bagă în seamă. Nu te privește pe tine treaba asta. Cum a zis evreul către Moise, cine te-a pus pe tine judecător sau mai mare sau împărțitor peste noi? Nu te-a pus nimeni, nu te băga că nu-i treaba ta. Îți rămâne să te întristezi, dar mai rămâne ceva, să stai să spui lui Dumnezeu. Adică pe omul la care nu vrea să ierte, să lași în seama lui Dumnezeu. Nu știu ce a face Dumnezeu cu el. În Vechiul Testament este un exemplu, poate că nu e chiar exact ceea ce spun acum, dar se potrivește. Abner a fost un fel de general, un fel de căpetenie al lui Saul, a împăratului Saul. Saul a murit și Abner îi face o vizită lui David. Și, dragii mei, David îl primește bine, Abner zice, uite, eu aș putea să am influență pe lângă, pe lângă Israel, să vină să se alipească de tine, să împărățești peste tot Israelul. Și David îl ascultă și apoi îi dă drumul. Ioab, căpetenia lui, David era plecat, cine știe ce misiune avea, s-a întors. Și s-a spus, Abner a fost aici. Știi, Abner, generalul Saul, a fost aici. Și David, cum i-a dat drumul, în loc să pună mâna pe el, i-a dat drumul. I-a dat drumul? Și o pleacă după el. Și el ajunge nu știu unde, el cheamă undeva spre o poartă, ca și când ar avea ceva important de vorbit. Și Ioab ia sabia și o împlântă în măruntaie. Ce face David când vede răutatea lui Ioab? Ioab nu poate să ierte că a fost generalul Saul. Ioab nu poate să ierte. David poate să ierte. Știți ce face David în momentele acelea? Îl pune în mâna lui Dumnezeu. Să se poarte Dumnezeu cu el după răutatea cu care s-a purtat el față de Abner. Îl pune în mâna lui Dumnezeu. Comunitatea este afectată de neiertarea mea. Și în dreapta mea și în stânga mea, în biserica lui Dumnezeu, s-ar putea să fie oameni întristat din cauza asta. Și într-un final să mă lase în seama lui Dumnezeu și Dumnezeu să mă puce într-o zi, cine știe cum să se poarte cu mine? Ultimă consecință și închei, dragii mei, pe lângă faptul că ne încărcăm cu vinovăție, că ne poate fi afectată mântuirea, că afectăm negativ comunitatea de oameni. O altă consecință este că într-o zi ne vom confrunta cu mânia lui Dumnezeu. E minunată mila lui Dumnezeu. Îl slăvesc pe Dumnezeu că e un Dumnezeu milos. De n-ar fi Dumnezeu milos, n-am fi aici niciunul de aici. Că nu suntem prin meritele noastre în viața sau în biserica lui Dumnezeu. E pentru că Dumnezeu este milos. Într-o zi am stat în fața Lui, ne-am văzut datoria, ne-a conștientizat de datoria noastră, ne-am prăbușit și am cerșit milă. Și Dumnezeu a zis, ți iertată datoria. Trăiește ca un, om, ca un om iertat, trăiește în iertarea asta. Și n-am vrut. Și ascultați, spune Sfânta Scriptură așa. Stăpânul a chemat înapoi la el pe rob. Credeți că într-o zi, Dumnezeu ne va chema înapoi la el? După ce am fost odată în fața lui și ne-a iertat și ne-a eliberat și am plecat bucuroși dinaintea lui. Credeți că într-o zi Dumnezeu ne va chema înapoi la el? Credeți? Amin. Împăratul l-a chemat înapoi la el. Și vă întreb ce a întâlnit robul ăsta când a dat față cu împăratul? Milă? Compasiune? S-a întâlnit cu mânia Împăratului. Cum eu și dumneavoastră ne vom întâlni cu mânia lui Dumnezeu. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. E din Biblia asta? Amen. E din Biblie? O credeți, frații mei? Dacă am trăit în neiertare viața toată, când mă cheamă Dumnezeu înapoi, știți ce principiu se va aplica în dreptul meu și al dumneavoastră? Știți? E în Biblie. Fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Asta spune în Iacov, capitolul 2. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Într-o zi, dragii mei, nu neapărat de la 70, la 80 sau la 100 de ani, poate mai repede. Dumnezeu ne va chema înapoi să stăm în fața lui. Cu ce mă voi confrunta în ziua aceea? Cu ce? Dacă am trăit în neiertare și n-am vrut să iert, m-am încăpățânat și n-am vrut să iert judecata va fi fără milă pentru că n-am vrut să arăt milă. Și Biblia asta și Domnul Iisus Hristos mă învață, după cum i-a învățat pe cei din vremea Lui, du-te și învață ce înseamnă milă voiesc. Că e mai importantă decât jertfele, decât ritualurile, decât slujirea poate. Du-te și învață ce înseamnă milă voiesc. Într-o zi din asta de sărbătoare, un praznic, Zice Biblia în Matei, capitolul 12, a trecut Domnul cu prin grâne și oamenii ăștia erau flămânzi, au început să, să ia spice și să desfacă boabele, să le mănânce. Și au strigat lideri religioși, nu-i voie, nu fac ce nu-i îngăduit în ziua sabatului. Și Domnul a zis, dacă știi ști ce înseamnă milă voie și nu jertfe, n-ați o să pe niște nevinovați. Dar nu știi ce înseamnă milă. După cum s-ar putea ca nici noi să nu știm ce înseamnă mila, Dragii mei, în această dimineață, Dumnezeu din cer trage un semnal de alarmă pentru noi. Am beneficiat de iertarea Lui. Rânduiala divină este ca și noi să acordăm iertare. Și toată viața să trăim în iertarea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă nu vrem să iertăm, într-o zi vom sta înaintea Lui Dumnezeu în fața acestei legi a judecății. Fără milă, pentru că n-am avut milă. Domnul să ne ajute să avem milă, ca și El să aibă milă în ziua aceea. Amin.